V-am găsit, doamnelor și domnilor. Sunt Talita Cosman și o să fiu gazda dumneavoastră pe parcursul acestei zile. O zi specială pentru că, iată, marcăm prima ediție a Comunei Grumăzești, Ziua Comunei Grumăzești, și vă invităm să fiți alături de noi într-un număr cât mai mare. Ziua va fi cu totul și cu totul deosebită. Vom petrece până târziu în noapte și vom închide cu un superb foc de artificii. Artiști de renume vor cânta în această zi, în această după-amiază, pentru dumneavoastră și ar fi păcat să ratați acest moment deosebit. Suntem în an special, 100 de ani, centenarul de la Marea Unire, așadar toate motivele să petrecem. Dar până la petrecere, cred că este important să primim și binecuvântarea preoților sosiți aici alături de noi. Înainte de veselie, spunem cu toții, cu sufletul deschis și cu inima deschisă, o rugăciune. Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră a nevrednicilor să-i rog, pe care o aducem cu inimă smerită pentru binefacerile care s-au revărsat asupra comunei noastre de la Domnul, ci ca o tămâie, ca o bun miros bine primită să-i fie lui, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă și acum glas rugăciunilor noastre nevrednicilor să-i rog și bună cererea credincioșilor să-i totdeauna spre bine să o împlinească și ca un milostiv pururea să ne dăruiască bineface nouă și sfintei sale biserici și întregului său popor drept credincios Domnului să ne rugăm. Pentru ca să-i slăvească Sfânta sa biserică și pe robii tăi care sunt de față, de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia și de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți și cu sănătate îndrungime de zile, în pace și cu ocrutirea îngerilor săi, totdeauna se păzească pe credincioșii săi robi. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se izbăvească, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioară Maria cu toți sfinții să o pomeni. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Că ție se cuvine toată mărirea, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Marcu citire. Zisa Domnul către ucenicii săi, aveți credință în Dumnezeu, căci adevărat vă spun vouă, că cel ce va zice muntelui acestuia, ridică-te și te aruncă în mare,
și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce zice se va face. Orice va zice el, se va face. De aceea vă spun vouă, toate câte cereți când vă rugați, să credeți că le veți lua și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Iar dacă voi nu veți ierta, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurerilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubirea de oameni adânc neajunsă, căzând înaintea slavei tale cu frică și cu cutremur ca niște robi nedremnici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătăților tale pentru binefacerile ce au fost asupra comunii acesteia. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim și îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu milință nemăsurata și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit, a primim acum rugăciune robilor tăi și cu milostivire i-ai învrednicit ale să împlini cerele, așa și de acum înainte, învrednicește a spori în dreapta credință dragostea aceea către tine și către aproapele, toate faptele cele bune a dobândi ale tale binefaceri, împreună cu toți credincioșii. Mântuiește de toată reaua întâmplare, dăruiește pace și liniște. Ne învrednicește pe noi toți, totdeauna mulțumirea aduce cele prea bune a grăi și a cânta ție celui fără de început al tău, Părinte, și cu preasfântul bunul de viață, făcătorul tău, Dumnezeului celui stăvit într-o ființă, slavă ție, Dumnezeul nostru, dătător de bine, în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Preacucenice Părinte, binecuvintează! Cel ce a înviat din morți Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților măriților și întru tot lăudaților apostoli, și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Binecredinciosului popor român de pretutindeni, conducătorilor țării noastre, mai marilor orașelor și ai satelor, și iubitoare de Hristos armată, dăruiește-le, Doamne, zile bune și îndelungate, viață pașnică,
sănătate, mântuire și întru toate bună sporire, iar asupra vrășmașilor biruință și păzește întru mulți ani. Mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, într-o mulți ani. Binecredincioșilor creștini care sunt de față la această slujbă, dăruiește-le, Doamne, zile îndelungate, pace și sănătate și întru toate bună sporire. Și păzește într-un mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască într-o mulți ani. Ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, ție să ne de centenar, de anul în care noi sărbăm 100 de ani de la Marea Unire. Cu puțin timp înainte de înfăptuirea acestui act, un poet drag nouă, și anume Alexei Mateievici, cel care a și scris cea mai frumoasă odă închinată limbii române, este vorba de preotul Alexei Mateievici, a scris cea mai frumoasă odă închinată limbii române, și anume Limba noastră. El, la o întâlnire cu învățătorii, cu dascălii, le spune acest lucru: trebuie să știm că suntem români. Și lucrul acesta trebuie să-l spunem și copiilor noștri, dar și celor care nu sunt luminați, ca să iluminăm cu lumina cea dreaptă. Eu cred că evenimentul de astăzi, iată, este un moment de bucurie, un prilej de întâlnirea dumneavoastră a celor din această comună, din această localitate, și e firesc să fie așa. Și noi avem nevoie de momente de bucurie, pentru că cel mai des cuvânt întâlnit în Sfânta Scriptură a Noului Testament este cuvântul bucurie, cam de 83 de ori. Să dea Bunul Dumnezeu să fie un început bun, Dumnezeu să călăuzească frumos pașii dumneavoastră, a celor din comună, și în mod special a celor care sunt rânduiți să călăuzească destinele acestei comuni, și țin să felicit în primul rând pe domnul primar Constantin Mătase și întreaga suită și colaboratorii domniei sale pentru acest frumos eveniment, a cărui început frumos s-a pus anul acesta. Doamne ajută și binecuvântare! Adevăr, și acum o să dăm cuvântul domnului primar, primar cu state veche aici în comuna Grumăzești. Vă mulțumesc! Mulțumesc preacucernicilor părinți pentru această frumoasă slujbă pe care ne-au ținut-o. Bună ziua invitaților, domnișoarelor, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la această frumoasă activitate, la această zi minunată pe care noi astăzi o petrecem împreună. Bine ați venit la activitatea de astăzi, la aniversarea primei ediții a Zilei Comunei Grumăzești, la mulți ani Comunei Grumăzești, la mulți ani cetățenilor din Comuna Grumăzești, la mulți ani dumneavoastră, la mulți ani tuturor invitaților și celor care participă la această frumoasă activitate de astăzi.
am onoarea să prezint, să vă anunț prezența în mijlocul nostru a tuturor celor dragi nouă, celor cărora le-am adresat invitația de a participa și au venit cu toată dragostea și cu toată ființa lor să fie astăzi alături de noi. Doamna prefect, doamna Soroceanu, Daniela Soroceanu, doamna senator Arcan Emilia, domnul senator Manoliu Dan, părintele protopop de Piatra Neamț Tofan Valentin, domnul inginer Șerban Strătilă, fost senator, prietenul Comunei Grumăzești, Strătilă Junior, tatălui fiind cel curifilu, dumnealui astăzi conduce o întreprindere foarte serioasă tot în industria textilă și îi mulțumim că este alături de noi. Și nu în ultimul rând, domnii primari, vecinii mei, cei care, pe care îi prețuiesc foarte mult și dânsii au ținut în mod deosebit să fie alături de noi. Domnul primar de Petrican, Vasiliu Ion Ticușor, împreună cu domnul viceprimar Ioan Cristian Apostol, domnul primar de Agapia, Neculai Năstasă, noi îi mai spunem și Nănuc, vicele primar n-a venit, domnul primar de Urecheni, Tăneselea Ion, domnul primar de Păstrăveni, Gorea Anton Neculai, domnul primar de Țibucan, Budnariu Petru Dorin și domnul primar de Ghindaoani, Manea Gheorghe. Alături de mine sunt și consilierii, cu cei care ducem greul împreună și cu care lucrăm ca o echipă reușită și le mulțumesc că sunt alături de noi și astăzi. Țin să vă informez că activitatea de astăzi este dedicată aniversării centenarului Marii Uniri din 1918, când toate provinciile istorice locuite de români s-au unit într-un singur stat numit România. Sau România Mare. S-a unit România, Moldova și Țara Românească, Unirea Mică, cea care a avut loc la 1859, apoi cu Basarabia pe 27 martie 2018, cu Bucovina pe 28 noiembrie 1918, iar în final unirea cu Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureșul, care împreună au format România Mare. Este prima ediție pentru că până acum am încercat fondurile să le împart, să rezolvăm alte activități prioritare. Am ajuns la concluzia că le-am cam făcut aproape pe toate, nu chiar, dar aproape, și sigur și cetățenii din Grumăzești merită să participe și la aceste activități frumoase, unde să-și poată descăți fruntea, unde să poată să se simtă bine, să se încarce pozitiv și să putem lua mai departe de la capăt lucrările. Spuneam că am realizat foarte multe lucruri în comună, n-am să fac o dare de seamă, dar totuși am să încerc câteva să le punctez. Satul Curechiștea, care de multe ori se spunea că este uitat de Dumnezeu, că este într-o groapă, într-o portă, cum se mai spune în zona noastră, unde au asfalt până în capătul satului, la fiecare stâlp are bec, școala arată minunat, de nu ne vine să credem, ca în sufragerie la noi acasă, biserica este mai mult decât reprezentativă, parc, apă la fiecare casă, deci pot să spun și de multe ori mă duc seara și spun că mă duc într-un mic orășel. La Grumăzești avem școlile, avem bisericile, avem asfalt, avem parc, avem teren de joacă pentru copii, avem apă, dar câte nu avem? La Netez, în sătucul de peste deal, avem o biserică, cu mulți ar dori să aibă. Avem asfalt, avem apă, avem casă parohială și avem și o sfințire pe 2 septembrie, unde vă așteptăm cu tot dragul și atunci o să vă dați seama ce oameni gospodari sunt în Comuna Grumăzești. La Topolița avem un parc, avem o școală nouă și o școală reabilitată.
În interior am spus parcă ar fi în sufrageriile noastre. Avem asfalt, avem apă și multe altele care poate nu-mi vin acum să le enumăr. Așa că vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut, pentru tot ce am făcut împreună și sigur că nu ne vom opri aici. Dacă va da Dumnezeu să fim sănătoși, la anul viitor să putem spune că nu mai avem niciun drum fără asfalt, pentru că de mâine încep lucrările pe cei 12 km de drum pentru asfaltare. Și de aceea am să vă rog din suflet să fiți îngăduitori și înțelegători, pentru că sigur vor mai veni podețe stricate, vor fi copaci, tăiați ramuri de copaci pentru ca să poată circula și poate câte altele nu pot să apară. Poate tot la anul viitor să putem aici alături să avem un centru cultural cum ne-l dorim cu toții, să fie reprezentativ și să facă față timpurilor care, pe care noi le trăim astăzi. Și nu peste mult timp vom avea și o supraveghere video pe care o vom realiza atât de necesară în timpurile acestea când toată lumea circulă cum vrea și pe unde vrea. Eu vă mulțumesc încă o dată din suflet pentru că astăzi suntem împreună. Știu că e o zi poate mai complicată astăzi că avem 3 nunți în comună, dar sigur se vor găsi și se va găsi și timp pentru ca să fim aici împreună. Eu mulțumesc din suflet tuturor oficialităților pentru că astăzi sunt alături de noi. Sigur, ne onorează prezența lor. Nu oricând avem această posibilitate. Mă bucur nespus de mult că alături de noi astăzi este doamna prefect Soroceanu, o prietenă a Comunei Grumăzești, reprezentantul guvernului în teritoriu și pe această care țin să-i mulțumesc din suflet, să mulțumesc din suflet Guvernului României pentru tot ce a făcut pentru locuitorii Comunei Grumăzești, pentru Comuna Grumăzești, să-i mulțumesc din suflet pentru că este un intelectual cu greutate, ne reprezintă cu cinste și ne bucurăm nespus de mult pentru că avem nevoie de asemenea persoane care să ne reprezinte și știutoare de multă carte, pentru că ea carte este aceea care ne dă greutate și ne dă poziție în societate. Și am să o rog din suflet să ne adreseze câteva cuvinte. M-a emoționat domnul primar. Bun găsit, locuitor ai Comunei Grumăzești. Mulțumesc domnului primar pentru invitația pe care mi-a făcut-o Consiliului Local Grumăzești. Îi felicit pentru tot ceea ce realizează în comuna dumneavoastră și, nu în ultimul rând, dacă îmi permite preasfinția sa să pomenesc o vorbă din Geneză, din pământ. Adu-ți aminte, omule, că din pământ ieși și în pământ te întorci. Cred că este timpul, în anul centenarului, să dăm dovadă cu toții că nu mai avem orgolii, suntem uniți și doar uniți suntem o forță. Felicitări pentru ziua de astăzi, felicitări pentru ceea ce înseamnă comuna dumneavoastră și realizările. Mulțumesc încă o dată și petrecere frumoasă! Vă mulțumesc din suflet, doamna prefect. Vă mulțumesc pentru frumosul cuvânt și pentru prezența dumneavoastră. Și prezența dumneavoastră ne obligă în sensul că trebuie să facem totul, să facem cinste Guvernului României, dumneavoastră, reprezentanților care sunt aici și să facem față pretențiilor celor din Comuna Grumăzești. Am onoarea și marea bucurie să o prezint pe doamna senator Arcan Emilia, atât de dragă nouă, care este plină de viață, plină de energie pozitivă. Este doamna care se preocupă de noi și din tot sufletul și cu toată puterea încearcă acolo sus să facă legi cât mai bune și le face, pentru că dumneavoastră ei face parte din Comisia Juridică și ne bucurăm și îi mulțumesc pentru că astăzi, într-o zi atât de încărcată, pentru că sunt foarte multe zile ale comunilor din județul Neamț și iată că a ales ca prima dată să vină aici la Grumăzești. Vă mulțumesc din suflet, doamna senator, și vă rog din suflet să ne adresați câteva cuvinte. Și eu vă mulțumesc foarte mult, distinse domnule primar, precucernici părinți, distinse oficialități, doamnelor și domnilor. Este o reală plăcere pentru mine să fiu prezentă astăzi aici, la această frumoasă zi de sărbătoare, o zi închinată centenarului Mare Uniri
și dedicată dumneavoastră, locuitorilor din această frumoasă comună, cu oameni buni, frumoși și primitori. Domnule primar, vreau să vă spun că sunteți unul dintre cei mai apreciați primari ai județului Neamț. Vă felicit pentru tot ceea ce reprezentați dumneavoastră ca edil al comunității, pentru modul cum vă implicați în realizarea proiectelor la comunitatea dumneavoastră pe care dumneavoastră o păstoriți. Mai mult decât atât, familia dumneavoastră frumoasă. Aveți o familie frumoasă, aveți rezultate deosebite în administrația publică locală și primiți din partea noastră toate aprecierile. Pentru că am amintit, suntem în anul centenar, 100 de ani de la Marea Unire, avem obligația morală să reflectăm la ceea ce a fost istoria pe parcursul acestor 100 de ani, să trăim momentul de astăzi în liniște, în pace și armonie, prezentul, să ne bucurăm de el și, de ce nu, pe mai departe, să privim în viitor cu speranțe de mai bine. Încă o dată vă felicit, vă doresc să realizați cât mai multe proiecte la nivel de comunitate, să duceți mai departe tradiția populară, să ne mândrim că suntem români. Sportul, muzica, dansul, poezia, pentru că acestea toate sunt valori ale națiunii române. Felicitări! Vă îmbrățișez cu mare drag, în mod special pe dumneavoastră, pe Consiliul Local, pentru că ați făcut posibil să realizați astfel de eveniment important pentru noi toți. Toate cele bune și dumneavoastră, distracție plăcută, să aveți o zi minunată și la mulți ani! Vă mulțumesc din suflet, doamna senator. Aveam nevoie de asemenea cuvinte frumoase și vă mulțumim pentru ele. Și încă o dată vă promit că o să vă mândriți cu Comuna Grumăzești și nu se poate altfel. Sigur, nu se poate să înalor și pe domnul senator Manoliu Dan, care dânsul este legat bine de Comuna Grumăzești, este legat bine pentru că soția dumnealui de aici și nu este un prieten adevărat și mai mult decât atât. Domnule senator, vă rog. Mulțumesc, domnule primar! Bună ziua, bine v-am găsit! Bine v-am găsit, locuitorii ai Grumăzeștiului, la prima ediție a sărbătorii comunii dumneavoastră. Într-adevăr, eu sunt un om care vin la dumneavoastră în comună cam la două luni de zile, cel puțin o dată. Așa că am fost unul din martorii la ceea ce domnul primar făcea ca un scurt bilanț înainte. Când am venit prima dată în comuna dumneavoastră, la Curechiștea, de unde e soția mea, n-aveau asfalt. Acum e. Când am venit prima dată în comuna dumneavoastră, primărie era cam mică, acum e mare și frumoasă. Când am venit prima dată la dumneavoastră, am întâlnit un om destul de dur și foarte încăpățânat. Se numea Mătase și era primar. Ce-am apreciat la dânsul, dârzenia cu care și-a urmărit scopul, dârzenia cu care a luptat pentru comunitate și pentru dumneavoastră. Și-a realizat. L-am întrebat mai de mult, într-adevăr. Domnul primar, ați făcut atâtea, dar o zi a comunii, când o să te mint de făcut ce am, în mare măsură o să fac și ziua comunii. Și a venit și ziua când s-a întâmplat asta și asta s-a întâmplat odată cu anul centenarului. E un semn de la Dumnezeu și dumneavoastră aici. Aveți într-adevăr un peisaj și aveți o locație încărcată de spiritual și de Dumnezeu. Aveți biserici frumoase, aveți sate frumoase, aveți școli frumoase, aveți un consiliu local care e alături de primar și face mult. Felicitări, domnule primar, felicitări, domnilor consilieri, felicitări, preasfinți părinți, pentru că am văzut că vă îngrijiți de cele sfinte și de sufletele locuitorilor din Grumăzești și dumneavoastră, din toată inima și din tot sufletul, un sincer la mulți ani și petrecere frumoasă! Mulțumesc, domnule senator, pentru aceste frumoase cuvinte. Sigur, m-ați caracterizat așa cum sunt, încăpățânat, ambițios, nu las pe mult să treacă peste mine atunci când doresc să realizez ceva și sigur Dumnezeu a vrut întotdeauna să fie alături de mine și mi s-au împlinit.
Mai mult decât atât, noi avem niște obligații morale extraordinare, pentru că pe aceste meleaguri au trecut oameni deosebiți, oameni de cultură, oameni de știință, produsul școlii Grumăzești, și față de ei avem obligații mari. Așa cum a fost academicianul Aristidi Caragea, și ne pare rău că n-am găsit înțelegeri la moștenitor să ne vândă proprietatea, parcul și clădirea pe care s-o fi putut amenaja și să fie o emblemă a comunei, a județului și nu numai. Doresc în continuare să vă mai rețin atenția cu un lucru deosebit de important, și anume Consiliul Local a hotărât să acorde titlul de cetățean de onoare a comunei Grumăzești câtorva domni deosebiți. Primul este domnul Gheorghiță Croitoru, domnul profesor Gheorghiță Croitoru, cel care a slujit comuna o viață de om, cel care a slujit școala o viață de om, cel care a dăruit societății valori intelectuale, cel care a dăruit tot ce a avut mai de preț dumnealui, a dăruit parte din sufletul lui celor care i-au trecut pe mână și astăzi cu mândrie îi privește, pentru că reprezintă școala din Grumăzești. Deci, Consiliul Local a hotărât în unanimitate să confere titlul de cetățean de onoare domnului Gheorghe Croitoru pentru merite deosebite în întreaga sa activitate desfășurată. Director de școală a fost, ne-a reprezentat la inspectoratul școlar cu cinste. Nimeni nu venea la școala Grumăzești fără să, știu eu, să se întrebe: trebuie să mă duc pregătit acolo, pentru că acolo se face carte și domnul Croitoru nu poate fi luat la întrebări oricum. Domnul Croitoru, să o păstrați cu cinste, ani mulți să ne fiți alături. Stimați concetățeni, lasă, așa. Viața mea, de voie, de nevoie, am ținut multe discursuri și am semnat multe hârtii. Cei mai mulți dintre dumneavoastră mă știți drept directorul, pentru că din cei 40 de ani de activitate, peste 30 am fost director la această școală Grumăzești, unde viața mea a fost legată strâns de dânsa. M-am străduit să construiesc școala și anexele ei, să o încălzesc și să o umplu cu elevi și profesori. Astăzi, prin titlul de cetățean de onoare, apreciați eforturile mele și asta mă onorează. Mă bucură în mod deosebit, înseamnă că școala v-a fost de folos. Alături de familie, școala modelează caracterul omului. Dacă îl face mai cinstit, mai harnic și mai respectos, înseamnă că și-a făcut treaba bine. Închei prin a-l cita pe Aristotel, care spunea: cea mai mare onoare constă în a nu te folosi de onoruri, ci a fi considerat vrednic de acestea. Vă mulțumesc și vă urez tuturor celor prezenți și viitori sănătate! Vă mulțumim din suflet pentru aceste cuvinte prețioase și vă dorim să fiți cât mai mult printre noi. Ne lăsați o zestre bogată. Vă mulțumim din suflet! Încă o dată, sănătate la toată lumea, la mulți ani de trecere frumoasă și ani mulți, mulți împliniri
și cu bucurii în familii și în întreaga activitate a celor de jur. Mulțumim frumos! Consiliul Local a hotărât să se acorde titlul de cetățean a onoarei a Comunei Grumăzești domnului Șerban Strătilă. Domnul Șerban Strătilă îl pot numi ctitor al Comunei Grumăzești. Ctitor pe vremea când... Ctitor pe vremea când dânsul era senator în Senatul României, a fost alături de noi și Comuna Grumăzești a înflorit și aș putea spune că jumătate din realizările pe care le avem acum îi se datorează. Îi se datorează pentru bunătatea lui, pentru priceperea, pentru puterea de a dărui și pe această cale îi mulțumesc din suflet. Și pot să enumăr câteva dintre ele. Asfaltul de la Toporița Sacarușești, asfaltul de pe Netez, asfaltul de la Curechiștea, de la Grumăzești la Curechiștea, școlile din Grumăzești, parcurile din Grumăzești, baza sportivă din Grumăzești. Sunt multe. Nu oricine poate să dăruiască atât de mult. Nu oricine poate să ne pună la treabă. Nu oricine ne poate da informația, pentru că într-o economie de piață, cheia succesului este informația. Și de aceea țin să-i mulțumesc din suflet și să spun cu toată dragostea că ne produce o bucurie atât de mare când este alături de noi, prezența dumnealui ne onorează. Domnule inginer, vă rog să păstrați această diplomă, am dăruit-o din tot sufletul pentru dumneavoastră. Îl rog să ne adreseze câteva cuvinte. Domnule primar, doamnă prefect, doamnă senator, domnule senator, doamnelor și domnilor consilieri, distinși invitați, stimați locuitori ai Comunei Grumăzești. Aș vrea în primul rând să mulțumesc domnului primar Constantin Matasă și Consiliul Local al Consiliului Grumăzești pentru onoarea făcută prin acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei. Sunt impresionat de faptul că la aproape 10 ani de când nu mai ocup o funcție publică, mi se acordă o astfel de distincție pe care, sincer, nu știu dacă o merit. Este adevărat că, mai ales în perioada 2007-2008, comuna dumneavoastră, o comunitate cu o istorie de peste 5 secole, a beneficiat de finanțări importante pentru școli, grădinițe, drumuri și poduri, parc și biserici, în valoare de circa 7.900.000 de lei. Însă toate acestea nu ar fi fost posibile dacă domnul primar Constantin Matase nu s-ar fi zbătut permanent pentru a avea proiecte bine întocmite, dacă domnia sa nu ar fi bătut mii și zeci de mii de kilometri pentru avize și aprobări și dacă nu ar fi avut suportul dumneavoastră al Consiliului Local și al autorităților locale competente, Consiliul Județean, Prefectura, Inspectoratul Școlar Județean, prin domnul inspector școlar județean Mihai Lăcătușu. În același timp, trebuie să spun că guvernul din acea perioadă a avut o preocupare deosebită pentru investiția din mediul rural, chiar dacă nu beneficia nici pe departe de veniturile guvernelor ulterioare. Pentru că încă nu existau oportunitățile fondurilor europene, s-a dorit ca prin programe bine țintite, cum a fost Ordonanța 7 și finanțările pentru școli, satul românesc să intre pe făgașul unei dezvoltări durabile și coerente. De aceea cred că este normal și corect să-i menționez cu acești prilej pe cei care au inițiat sau au sprijinit proiecte de investiții publice de zeci de milioane de euro în tot județul Neamț. Domnul prim-ministru Călin Popescu Tăricianu, doamna senator Norica Nicolai, domnul ministru Varujan Vosganian. De asemenea, aș vrea să-i amintesc și pe domnul ministru Cristiana Domnițe și domnul secretar de stat Marian Petrache. Anii au trecut și odată cu trecerea timpului s-au definitivat multe alte proiecte. Au crescut atât posibilitățile, cât și pretențiile pe care cetățenii le au de la cei care îi păstoresc. Astăzi ni se pare normal ca în orice comună să avem asfalt, apă curentă și canalizare, să avem școli moderne și toate condițiile unui trai civilizat.
În comuna Gumâzești multe din acestea s-au rezolvat, dar domnul primar Constantin Mătase știe că s-a creat doar baza pentru dezvoltarea comunei și că trebuie găsite soluții inteligente, în primul rând, pentru tinerii care doresc să rămână aici. În scurta mea carieră politică am observat că există trei tipuri de politicieni. Aceia care n-au nimic de spus în afară de lozinci, ciudat, unii din ei sunt și votați, cei care au ceva de spus dar nu-i ascultă nimeni și aceia care au multe de spus și sunt sprijiniți de comunitate și de electorat. Domnul primar Constantin Mătase face parte din ultima categorie și vă rog pe dumneavoastră, cetățenii comunei Gumăzești, să acordați în continuare susținerea dumneavoastră totală ca o compensație pentru timpul nepetrecut cu familia și pentru stresul și zbucibul permanent de care uneori nici domnia sa nu-și dă seama. Vă mulțumesc încă o dată, domnule primar, pentru onoarea făcută. Vă doresc multă sănătate și bucurii. Le mulțumesc din suflet și cetățenilor, pentru, și fiindcă așa se cuvine, a venit și cu o mică contribuție la această sărbătoare, o modestă donație de cărți pentru bibliotecile școlare. Vă doresc multă sănătate, realizări și bucurie alături de familiile dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet, domnule inginer. Încă o dată rămânem cu același respect și aceeași prețuire pe care v-am purtat-o întotdeauna și am scăpat atunci când am enumerat apa din comuna Grumăzești, cei 42 de kilometri de rețea de alimentare cu apă, podurile, cele trei poduri și cele două punți pietonare de la Topolița și multele altele care îmi scapă. Încă o dată vă mulțumim din suflet. Ne vom pleca în fața dumneavoastră pentru tot ce ați făcut pentru noi, pentru comuna Grumăzești și pentru societate și sigur rămâneți în amintirea noastră și oricând vom fi alături, atât pentru domnul Vosganian, Norica Nicolae, cât și pentru domnul Tăricianu, cel care ne-a vizitat la Grumăzești și ne-a făcut o mare bucurie și o mare onoare. Consiliul Local a hotărât să acorde titlul de cetățean de onoare domnului profesor universitar Constantin Anichetoae pentru merite deosebite în întreaga sa activitate desfășurată. Domnul Tico Anichetoae, așa îi spunem noi, este de pe netez, fost elev de-al meu și ne bucurăm atât de mult pentru că astăzi avem posibilitatea să-i spunem domnul profesor universitar Tico Anichetoae, care a făcut atât de mult pentru învățământul românesc. Faptul că pregătește atâta studenți și pregătește cu perseveritate și cu multă exigență, are multe tratate și ne bucurăm că sunt oameni care scriu cărți, care lasă urmașilor știința pe care o posedă. Și ne bucurăm să văd că acolo la Facultatea din Ovidius este respectat și nu se mișcă nimic la Facultatea de Drept fără să-l consulte pe dumnealui, chiar dacă domnul profesor a rămas același băiat, ca așa îi spunem noi pentru mine, pentru atunci când era elev, timid, dar știutor de foarte multă carte. Trebuie să vă mai spun că domnul profesor universitar Tico Anichetoae este și colonel în rezervă, colonel SRI. E cel care o a ascultat și încă mai ascultă, bine. Așa că suntem în siguranță azi aici, să știți că nu se întâmplă nimic rău. Domnule Ticu, să purtați sănătos cu cinste această diplomă. Dă-mi voie să... Citesc un gând pe care l-am pregătit cu emoție. Nu am motive temeinice să mă justific de ce acum mai bine de 15 ani mi-am vândut casa părinților din satul Netes, strada Mătase, ultima casă din strada Netes, strada Mătase, dar pot mărturisi astăzi motivul convingerilor mele de ce acum 3 ani, când am fost reconvins că trebuie să-mi răscumpăr casa și să mă reîntorc pe meleagurile copilăriei mele, aici unde am fost format ca om de către părinții mei, în spiritul respectării credinței strămoșești. Și aici pot să spun că cele 10 porunci m-au ajutat. Nu știu cât le-am respectat, dar m-au ajutat. Da. M-am reîntors aici, unde am fost educat prin școală, de către un corp profesoral, adevărat chirurgi în eliminarea carențelor formate în educația mea, de către o familie modestă de membri cooperatori. Aceste cadre didactice le văd astăzi
ca adevărați eroi, având în vedere eforturile depuse pentru educația noastră a tinerilor de la acea vreme și totodată constructori remarcabili de civilizație și de viitor într-o localitate izolată parțial de lumea civilizată. Acest corp profesoral m-a învățat să-mi respect trecutul și pe toți mai în vârstă decât mine, întotdeauna să pot concilia nevoile prezentului cu tradițiile trecutului. Procedând astfel, profesorii mei au înălțat arta didactică până la limita perfecțiunii și a refinamentului, au atins culmi care m-au mobilizat să mă autodepășesc mereu. Pentru asta le mulțumesc celor în viață, domnule director ca reprezentant, și le mulțumesc în continuare celor care ne urmăresc, le mulțumesc în contul Macee celor care ne urmăresc dintr-o altă lume. M-a impresionat responsabilitatea conducerii comune când într-o iarnă, la ora 4 dimineața, aud și văd un utilaj desepezând ulițele satului Netezi și în spatele utilajului mergea chiar viceprimarul domnul Costelică Mătase, dând prin telefon indicațiile de rigoare conducătorului utilajului. Nici chiar într-o campanie electorală n-am văzut atâta grijă pentru îndeplinirea sarcinilor pentru care a fost investit de către concetățeni. Unul dintre motivele reîntoarcerii mele a fost și acesta. Mă simt acasă, mă simt sprijinit și respectat în satul natal și de către conducerea localității, deși m-am născut în ultima casă din strada Mătase, ultima casă din strada Mătase, numărul 71, la jumate de kilometru de la penultima casă, am apă curentă, un drum petruit și am condiții foarte bune. Știu foarte bine că titlul de cetățean de onoare al Comunei Grumăzești reprezintă cea mai înaltă distincție civică acordată de către Consiliul Local al Comunei Grumăzești a celor persoane stabilite de către aceștia sub conducerea primarului. Vă mărturisesc că astăzi sunt foarte bucuros că am revenit în Comuna Grumăzești, dar niciodată nu mi-a trecut prin cap că voi deveni cetățean de onoare al Comunei Grumăzești. Vă mulțumesc fierbinte pentru gestul dumneavoastră, pentru care am să mă străduiesc să-l merit. Am să mă dăruiesc din toată inima mea acestei frumoase localități, conduse astăzi exemplar de către domnul primar Mătase. Pot să reconfirm aprecierea doamnei senator Arcadie Emilia, ca fiind unul dintre cei mai buni primari din județul Neamț. Făcând parte din comisia juridică, între juriști există termenul intră puterea lucrului judecat. Atunci când un jurist nu-și poate permite a face aprecieri nedocumentate. În același timp, vreau să-i mulțumesc domnului profesor Constantin Mătase pentru acest premiu, dar și pentru faptul că mi-a corectat pașii din postura profesorului de matematică într-un mod destul de convingător pentru vremurile de atunci și atât de util, pentru care mi-a ușurat extrem de mult ascensiunea în toată viața mea profesională. Rămân veșnic recunoscător tuturor locuitorilor Ulbei, pentru că astăzi am primit cu atâta apropiere, a fost primit cu atâta apropiere în mijlocul lor. E grozav să mă reîntorc. Acasă și niște oameni, bunul Dumnezeu știe de ce, să considere că merit să fiu apremiat. Vă mulțumesc! Domn profesor, mulțumim din suflet pentru aceste calde cuvinte, aceste prețioase cuvinte și țin să vă spun că mai aveți emoții așa și tremurați când nu învățați la matematică și credeați că o să vă asculte profesorul și mai tremură așa studenții dumneavoastră când vin nepregătiți. Iar dumneavoastră, sigur, un profesor îngăduitor, ei mai iartă, ei mai trece cu vederea, dar să nu le dați note de trecere, să ne facă de rușine societatea românească. Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor care astăzi a fost alături de mine. Doamnei prefect, domnilor senatori și doamnei senatori, domnilor primari, părinților, țin să mulțumesc din tot sufletului și părintelui protopop Tofan Valentin, care a ținut astăzi să fie alături de noi. Noi îl iubim mult, îl prețuim foarte mult, mai ales că aș putea spune că este produsul Comunei Grumăzești. S-a călit la Curechiștea, acolo unde bate vântul tare că-i pe vârful dealului și ne reprezintă cu atâta cinste la Piatra Neamț,
în capitala județului nostru, îi mulțumim și îi promitem că și noi îl vom reprezenta cu cinste și cu dragoste atunci când va fi nevoie. Vă mulțumesc din suflet! Cred că putem acorda o serie de aplauze doamnelor și domnilor. Mă bucur că începeți să vă adunați într-un număr din ce în ce mai mare, de la o oră la alta, așa și trebuie, pentru că, iată, ne bucurăm de o zi superbă de vară și trebuie să fim recunoscători divinității. Până acum a plouat foarte mult în județ, iată că în zi de sărbătoare aici la dumneavoastră în comună este bine, este plăcut, sunt și nori, numai bine cât să ne priască sărbătoarea de astăzi. Mulțumim, așa cum spunea și domnul primar ceva mai devreme, și Sfinților Părinți, mulțumim și invitaților, oficialităților care au fost prezente pe scenă la prima ediție a Zilei Comunei Grumăzești. Doamnelor și domnilor, mai avem o serie de diplome de acordat. Domnul primar este în continuare alături de mine, pentru că sunt oameni care, iată, merită să vină în fața dumneavoastră, să le dați toate aplauzele și gândurile dumneavoastră bune. Continuăm așadar cu diplome de recunoștință acordate veteranilor de război. Domnul Vârtea Gheorghe este invitat pe scenă. Îi citim pe toți și așteptăm între timp să ajungă alături de noi. Deci domnul Vârtea Gheorghe, Vamanu Mie Mihai, Resmerițe Ioan, Ravariu Ioan, Milieș Dumitru, Micu I. Vasile, Ciocârlănoaia V. Gheorghe, Bocăneț C. Vasile, Aresmerițoaiei Constantin, Dorina, a Petre Ilie și a Ilie, a Ilioaie Dumitru. Vă aștept! Dacă sunt alături de noi, așteptăm să urce pe scenă. Dacă sunt familiile, de asemenea, pot să vină să le mânăm aceste diplome. Sigur că da, dacă aveți un gând bun. Răzmeriță Ioan este unchiul meu. Este un exemplu de bunătate, de credință, de iubire față de familie, față de sat, față de țară, față de Dumnezeu. Și dacă mergeți la el, care are în preajma celor 9 decenii, totdeauna vă va da un sfat bun și va fi alături de dumneavoastră. Astăzi sunt mândră că sunt nepoata dumnealui și îi voi duce cu mare bucurie această diplomă, că a fost și este un cetățean de onoare a Comunei Grumăzești. Vă mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc doamne Dorine, pentru frumosul cuvânt. Vă mulțumesc! Mulți ani frumoși și sănătate! Hai să vedem la cine mai avem. Vârtea Gheorghe. Este? A Petrei Ilie, a Ilioae Dumitru, coboară imediat domnul primar pentru înmânarea diplomei de recunoștință, ca semn de înaltă cinste și recunoștință pentru faptele de vitejie și eroism dovedite pe câmpurile de luptă, contribuind la eliberarea teritoriului românesc și independența statului român. Domnul Ciocârlănoaie Gheorghe, dacă este, și Micu Vasile. Diplomele sunt aici la scenă, doamnelor și domnilor. Cu siguranță vor ajunge la veteranii de război. Așteptăm măcar familiile să vină să-și ridice aceste diplome. Cu acordarea diplomelor de aur de această dată,
diplome de aur ce vor merge către familiile ce au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Frumos! Vă felicit pentru această frumoasă vârstă și vă rog să fiți atenți. Vamanu Vasile și Elena, Arseni Vasile și Elena, Ciocârlan Constantin și Emilia, Axinte Ion și Maria, Gavril Gheorghe și Elena, Croitorul Ion și Viorica, Roșu Neculai și Ana, Budnaru Alexandru și Angela. Vă aștept! Și acum este momentul să le acordăm o serie de aplauze, doamnelor, domnilor. Eu cred că sunt un model pentru fiecare dintre noi, pentru tânăra generație, pentru că, iată, au reușit timp de 50 de ani să păstreze familia frumoasă și unită. Haideți să aplaudăm, sunt părinții dumneavoastră, sunt bunicii dumneavoastră care urcă acum pe scenă. Vă dorim la rândul nostru să ajungeți să marcați și dumneavoastră acești 50 de ani frumoși de familie, 50 de ani de familie neîntreruptă. Încă o dată îi felicit și eu din tot sufletul. E mare lucru să poți trăi în pace 50 de ani, mai ales când sunt atâtea conflicte peste tot, de jur împrejur. Nu mă refer la conflicte familiare, pentru că noi suntem model în Comuna Grumăzești de oameni gospodari și oameni deosebiți. Felicitări tuturor încă o dată. Între timp, tare mi-aș dori să aflu secretul de la cineva. Haideți, faceți un pas așa în fața alături de mine. Cum vă numiți în primul rând? Sini Elena. Spuneți-ne care este secretul în familia dumneavoastră. Iată, ați ajuns astăzi să marcați 50 de ani de familie frumoasă. Mulțumim de întrebare. Sănătatea și liniște în casă. A fost liniște în casă? Tot ce ne-am dorit, cu copii, cu greutăți, le-am putut învinge și am ajuns 50 de ani de căsătorie. Dar la dumneavoastră în casă cine are ultimul cuvânt? Pot să întreb? Doi. Trebuie să ajungem la înțelegere și să fie bine. Egal. Completează și soțul. Da. Suntem egal, da? Foarte frumos. Foarte frumos, așa și trebuie. Haideți să-i aplaudăm, doamnelor, domnilor. Ați auzit, da, care ar fi secretul? Secretul este să vă înțelegeți, să vă respectați și să vă iubiți foarte mult. O lecție pentru fiecare dintre noi. Știu că poate e foarte cald acolo, unii dintre dumneavoastră v-ați așezat deja la umbră, dar aveți posibilitatea să vă și răcoriți, să serviți ceva. Un motiv în plus să rămâneți până târziu în noapte alături de noi, pentru că vom petrece frumos. Și mă bucur nespus de mult că am posibilitatea să mânez această diplomă și domnului Arseni Vasile și Elena, cum îi spunem noi lui Sălica, lui Vasile al Marin Arseni și lui Ilenuța, tatăl domnului președinte, și îi mulțumesc din suflet că este alături de noi astăzi, îi mulțumesc din suflet că a dat societății copii deosebiți, îi mulțumesc din suflet că domnul președinte ne reprezintă și ne reprezintă cu cinste și devotament. Mă bucur nespus de mult că am posibilitatea să spun că a făcut în calitate de președinte mai mult decât toți președinții la un loc și asta mă face să mă bucur, să mă mândresc că iese din Grumăzești și totodată eu să fac față pe măsură încât dânsul să se mândrească la rândul lui cu noi, cu cei din Comuna Grumăzești. Vă felicit, domnule Sălică, cu doamna Ilenuța, să fiți sănătoși și să veniți și la 100 de ani. Felicitări! Mulți ani frumoși încă o dată vă dorim. Vă mulțumesc și să rămâneți cu noi până la ora 11 din seara. Avem un foc de artificii cum numai la Iași se dă.
Și îmi cer scuze, poate mai sunt cazuri pe care le-am omis, că numai cine nu muncește, nu greșește. Dar noi o să mai facem și la anul ediție și atunci o să avem grijă să reparăm ce am greșit acum și sigur mai sunt multe persoane care trebuie să fie cetățeni de onoare și alte stimulente. Vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc că sunteți alături de noi, vă mulțumesc că ați venit să dați căldură acestei sărbători. În continuare o rog pe domnișoara reprezentatoare să își preia rolul. Vă mulțumim frumos domnule primar, mulțumim și eu mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru comună și vă dorim mult succes în continuare, să vă dea bunul Dumnezeu sănătate, pentru că eu cred că asta este cea mai importantă. Spor cu siguranță aveți, pentru că ați dovedit-o în toți acești ani. Și le mulțumesc din suflet și domnilor consilieri care sunt în spatele meu. Suntem o echipă, suntem ca o familie și mă bucur, sunt onorat pentru lucrul acesta. Vă mulțumesc și distracție plăcută! Doamnelor și domnilor, o să ne pregătim să-i aplaudăm, da? Și imediat deschidem și spectacolul, sărbătoarea, în câteva momente aici pe scena din Comuna Grumăzeș, prima ediție a zilelor Comunei Grumăzeș. Și când vorba e, când papă lunga și poate.
Madonna, să jucăm cu voi bune și vin de urmită, din joacă distanțali. Magdalena, încă lumea păruască și că-n muzica e bună ca să vină. Magdalena, încă lumea păruască și că-n muzica e bună ca să vină. Și joacă pământul e cântat, dar ce timp mă lăsă, că zisezi tatăl meu mă vreți și eu. Joacă pământul e cântat, dar ce timp mă lăsă, că zisezi tatăl meu mă vreți și eu. Mulțumim frumos! Acest eveniment minunat și pe domnul președinte Ionel Arsene, născut, crescut aici la Grumăzești. Astăzi a fost o zi extrem de aglomerată pentru că este zi de sărbătoare în foarte multe comune din județul Neamț și și-a dorit în mod special să ajungă ceva mai târziu ca să rămână până spre final, așa am înțeles. Foarte frumos! Distinși oaspeți, am onoarea să anunț prezența la activitatea noastră a domnului președinte Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean. Vă rog să-l aplaudați. Vă mulțumesc. Este o onoare să-l avem în mijlocul nostru. Este o mare bucurie să pot adresa câteva cuvinte de suflet și să-i mulțumesc din suflet pentru că astăzi este aici în mijlocul nostru. Să-i mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce face pentru județul nostru, pentru toate localitățile din județ. Să-i mulțumesc din suflet pentru tot ce face și duce la îndeplinire politica guvernului. Să-i mulțumesc din suflet pentru că am avut norocul să fie fiul satului nostru Grumăzești. Să mă bucur nespus de mult că i-am fost profesor și spun că am dăruit tot ce am avut mai bun în sufletul meu. Am dăruit parte din sufletul meu tuturor copiilor și, bineînțeles, și domnului președinte și mă bucură și mă onorează să văd că astăzi, acolo unde este, ne reprezintă și face lucruri deosebite, lucruri care rămân în veșnicie aici, în județul nostru. Îmi permit să spun că aici unde este dânsul a făcut mai mult decât toți președinții consiliilor județene la un loc.
Și am această bucurie că președintele este de aici, de la noi, la Grumăzești. Aici s-a născut, aici a învățat regulile economiei de piață, aici a fost educat, aici a fost instruit și sigur acolo unde merge ne reprezintă cu cinste și noi putem spune că și o parte din sufletele noastre i le-am dăruit și sigur își face datoria cu prisosință. Încă o dată mă bucur nespus de mult pentru tot ce a făcut pentru comuna noastră și pentru toate celelalte comune. Pot să spun cu toată dragostea și cu toată mândria că sunt lucruri, sunt titorii care vor dăinui peste ani. Este asfaltul de pe vale, este asfaltul din Deleni. Este centru cultural. Trebuie să vă spun că de mâine începem lucrările asfaltării a 12 km de drum. Nu-i de aici colea. Și mai avem multe lucruri serioase de făcut împreună. Un centru cultural aici, în vecinătatea stadionului și nu numai. Și urez domnului președinte să aibă putere de muncă, să fie rezistent și să nu uite niciodată atunci când pune pe hârtie un anumit program, să treacă întâi comuna Grumăzești, aici unde s-a născut, aici unde a crescut, aici unde a învățat, aici unde s-a căsătorit și mi-aduc aminte cu dragoste că la nunta dumnealui am făcut poze și am mers și la Boiște, acolo unde sunt oameni gospodari, oameni deosebiți și sigur a fost sub atenția mea permanent și l-am privit cu mare dragoste și cu mare bucurie când am văzut că oameni de-ai noștri de aici lasă în urma lor lucruri deosebite. Domnule președinte, mă bucur mult de tot. Mă bucur că reprezentați guvernul și aplicați politica lui în teritoriu. Mă bucur foarte mult că ați făcut lucruri deosebite și repet, că ați făcut în județul Neamț mai mult decât toți președinții la un loc. Trebuie să știți un lucru, domnule președinte, și să nu vă supere atunci când se aruncă în dumneavoastră. Trebuie să știți un lucru, că în pomul care are roade se aruncă cu parul și cu cât roadele sunt mai bune, cu atât se dă mai tare. Sigur, nu știam că atunci când faci, poți să provoci invidie, poți să provoci dușmănie. De asta nu este un motiv să vă lăsați și trebuie încă o dată, acum când aveți posibilitatea, să lăsați lucruri deosebite în urma dumneavoastră. Eu încă o dată vă mulțumesc din suflet că astăzi sunteți în mijlocul nostru. Știu că ați avut o zi grea, foarte multe comune au ziua astăzi, trebuia să îi împăcați pe toți. Sigur, eu am preferat să veniți mai la sfârșit la noi, pentru că aveți posibilitatea să stați mai mult, aveți posibilitatea să ne bucurați mai mult pe noi și, sigur, ne simțim onorați de prezența dumneavoastră, ne simțim bucuroși că sunteți aici și, sigur, prezența dumneavoastră, încă o dată, ne dă încredere, ne dă putere și, totodată, obligații să răspundem întotdeauna prezent la acolo unde trebuie să fim. Vă mulțumesc din suflet și vă rog să ne adresez câteva cuvinte. Vă rog să aplaudați pe domnul președinte. Mulțumesc, domnule primar. Bună seara, dragii mei. Sunt extrem de emoționat, pot să spun, și de fericit că sunt astăzi aici în mijlocul dumneavoastră și vreau să-i mulțumesc domnului primar pentru invitație și Consiliului Local de aici, de la Grumăzești. Sigur că este un moment special pentru mine, este prima dată când vă vorbesc dumneavoastră, celor de aici, de la Grumăzești, pentru că oriunde am mers și orice demnitate și funcție publică am ocupat-o, am fost extrem de mândru de originile mele și peste tot am spus că mă trag dintr-o familie de oameni gospodari de la Grumăzești, dintr-un sat cu oameni destoinici, oameni care au cutreierat toată lumea, oameni iscusiți și care și-au făurit un viitor bun aici, acasă, la ei și peste tot acolo unde au mers. Domnule primar, vreau să vă felicit pentru tot ce faceți în comuna Grumăzești, vreau să vă asigur de toată prețuirea și sprijinul meu și în calitatea mea de președinte al Consiliului Județean Neamț voi sprijini toate proiectele pe care administrația publică de la Grumăzești le va implementa aici, pentru că da, aici la Grumăzești avem o comunitate specială, o comunitate de oameni care se ajută între ei și care vor bunăstare și vor o comună modernizată,
așa cum au văzut peste tot unde au fost ei. Eu, domnule primar, vă spun că mereu am spus că sunteți primarul meu. Și nu că sunteți primarul meu de la partidul pe care îl conduc, spun că sunteți primarul meu pentru că mereu i-am acasă pentru mine, a rămas aici la dumneavoastră, la Grumăzești. Indiferent unde am locuit, așa m-am simțit, la Grumăzești aici mă simt ca acasă. Mă bucur foarte mult că sunteți mulți, vă văd și am văzut foarte mulți prieteni pe care nu i-am văzut de foarte mulți ani și sunt fericit că am venit astă seară aici și să mă întâlnesc cu dumneavoastră. Cred că este un moment special pentru comunitatea de aici, de la Grumăzești, mai ales că în august este luna când toți cei plecați în străinătate se adună acasă, se regăsesc cu cei dragi de acasă, cu prietenii, cu neamurile și îl felicit pe domnul primar că a ales ziua de astăzi pentru această sărbătoare frumoasă. N-aș vrea să vă întind mai mult cu discursul meu. Domnule primar, ați făcut o treabă minunată aici și sunt convins că în continuare veți implementa proiecte în Grumăzești, pentru că, da, vă spun eu, în calitate de președinte al Consiliului Județean, că sunteți cel mai bun primar pe care l-are județul Neamț. Și vă felicit pentru asta. Distracție plăcută, dragii mei, în continuare și să ne vedem sănătoși și la anul care vine. Să vă ajute Dumnezeu pe toți, oriunde mergeți și în tot ce faceți.